Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, în cadrul acestei ediții speciale, această dezbatere interconfesională care continuă să vă prezinte lista faptelor firii pământești pe care Apostolul Pavel atât de interesant a zugrăvit-o în epistola către Galateni, capitolul 5. Ei bine, probabil că vă întrebați, dar când discutăm și despre roada Duhului? Fiți convinși că până la sfârșitul acestui sezon culminăm, terminăm apoteotic cu roada Duhului. Acolo unde Apostolul Pavel vine și spune dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, blândețea, credincioșia, înfrânarea poftelor și el spune împotriva acestor lucruri nu există lege, nu există opreliș. Prin urmare, se anunță teme interesante la ediția specială de joi seară. În seara aceasta continuăm să discutăm din lista faptelor firii pământești, dar evident nu neapărat din Galateni capitolul 5, pentru că Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre faptele firii pământești, nu a consumat subiectul doar într-o singură epistolă, ci colateral a abordat acest subiect al faptelor firii pământești și în alte epistole. Ei bine, în seara aceasta, dragi prieteni, continuăm să discutăm despre niște păcate pe care noi, așa tangențial, în zbor de pasăre, le-am numit păcate benigne, care nu prezintă gravitate. Dar atunci când ne întoarcem la Scriptură și când vedem care este efectul lor, nu la voia întâmplării, Sfinții Părinți au numit păcatele despre care noi am discutat și săptămâna trecută și săptămâna aceasta păcate mari, păcate grele. Ei bine, vă propunem să discutăm în seara aceasta despre îngânfare și despre trufie. S-ar putea să întrebe cineva, domnule, dar pe cine deranjează dacă, nu știu, interlocutorul meu este îngânfat sau este trufaș, sau dacă eu sunt îngânfat sau dacă sunt trufaș, pe cine deranjează? Nu uitați, păcatul original, păcatul care a moșit păcatul, e funcția ludică a limbajului, a constat tocmai în mândrie, în trufie, în îngânfare. Și mi-aduc aminte de ceea ce întreba retoric profetul Domnului și anume Isaia în capitolul 14 în cartea care își poartă numele. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost dobărât la pământ, tu biruitorul neamului? Tu ziceai în inima ta, și aici acum se vorbește despre trufie, mă voi sui în cer, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Ei bine, despre asta discutăm în seara aceasta și anume, cât de mult câtă gravitate poate să prezinte păcatul îngânfării și atrofiei. Despre asta discutăm în această seară. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru reacțiile pe care le primim în fiecare săptămână. În timp ce noi vorbim aici, dumneavoastră ne scrieți pe contact aronsperanța.tv.ro, pe tiberiu.nica@aronsperanța.tv.ro, ne trimiteți mesaje la numărul de telefon 0751400300. Dar mesajele dumneavoastră pentru noi sunt, dacă vreți, cruciale de viață și de moarte. Atunci când dumneavoastră ne scrieți că n-ați citit niciodată Sfânta Scriptură, dar în urma acestei emisiuni ați început să citiți Scriptura, pentru noi înseamnă enorm de mult. Și mulțumesc tare mult pentru efortul pe care îl fac invitații din diverse confesiuni religioase în fiecare joi seară, atunci când vin și discută despre teme pe care dumneavoastră le considerați interesante și importante pentru viața dumneavoastră. În seara aceasta vreau să-i salut pe cei din Spania, primim reacții de acolo, din Madrid, care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și sunt unii care chiar acum ne ascultă, pentru cei din Republica Moldova, pe cei din țară, din Europa, din Canada, de peste tot din lume. Mulțumim tare mult pentru reacțiile dumneavoastră. Dați-mi voie să vă prezint acum invitații. Bună seara și bun venit, îi spun domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, dumnealui este rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Mulțumesc pentru că ați acceptat prezența, că ați acceptat invitația, domnule profesor, și sunteți prezent acum cu noi aici. Este pentru prima dată în anul 2017. Vă spun la mulți ani. Mulțumesc, bună seara, un an plin de binecuvântare și pace vă doresc și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spun părintelui Iosif Tiba, dumnealui este preot catolic și reprezintă Biserica Catolică în această seară în cadrul acestei dezbateri. Bună seara, bun venit, mă bucur că ați acceptat invitația noastră și la fel vă spun la mulți ani, sunteți pentru prima dată în 2017. Mulțumesc de invitație și la mulți ani. Bună seara și bun venit, îi spunem domnului lector universitar dr. Mihai Burlacu, dumnealui este părinte și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Bună seara, bun venit și la mulți ani. Sunteți tot pentru prima dată în 2017. Și ne bucurăm să ne revedem, ca de fiecare dată. Mulțumesc tare mult. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spun domnului lector universitar dr. Elisei Rusu, dumnealui predă la Institutul Teologic Timoteus din București și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bună seara, la mulți ani, deși ați mai fost odată cu două săptămâni.
Bună seara și de ce nu, la mulți ani din nou. Mulțumesc tare mult. Și nu în ultimul rând spunem bună seara și bun venit domnului doctor și teolog Constantin Dinu, un invitat aproape permanent în cadrul acestei ediții speciale. Mulțumesc pentru că acceptați invitația noastră. Eu vă mulțumesc. Bună seara tuturor telespectatorilor. La mulți ani încă o dată și dumneavoastră. Mulțumesc. N-ați vrut să faceți nicio deosebire între noi. Așa este. Dragi prieteni, aceasta este tema pe care v-am propus-o în seara aceasta, spre dezbatere, spre analiză, trufia, îngânfarea. Aceste două păcate, sau eu consider că sunt sinonime, acest păcat al îngânfării, haideți să vedem care sunt consecințele lui. Primul material video și apoi ne întoarcem și comentăm împreună. Spinoza are o vorbă despre orgoliu. Spune, e un fel de delir. E un fel de a visa cu ochii deschiși. Îți închipui lucruri despre tine, despre rolul tău, despre destinul tău și lucrezi în numele lui. Iar numele orgoliului în românește și în alte limbi este legiune. Și cel mai frumos mi se pare că e trufia. Trufia. Și care include aroganță, de pildă, nu? Orgoliosul e cineva care se uită mereu de sus, care vede totul în mic față de monumentalitatea lui. Suficiența, oamenii care sunt fericiți cu ei înșiși, mulțumiți de sine, încântați că s-au întâlnit. Își ajung. Da. Prezumția, oamenii care cred că au toate îndreptățirile, care pretind că au și ce n-au, care vorbesc în numele unui vid pe care îl socotesc plin. În românește e și un cuvânt frumos, care de altfel are origini vechi. Înfumurare. Orgoliul e un fel de abur care ți se urcă la cap și care te face să nu mai înțelegi care e proporția ta reală. Eu am văzut oameni înrăiți de orgoliu, prostiți de orgoliu, deveniți ridicoli din cauza orgoliului. O mulțime de vicii derivă din asta. Există și o dimensiune a orgoliului care nu se mai raportează la semenii tăi, orgoliu în care nu e vorba de faptul că te simți mai bine decât ceilalți, mai bine situat, mai bine înzestrat, mai meritoriu și deci mai îndreptățit să vrei beneficii, privilegii, renume și așa mai departe. Există forma supremă a orgoliului care este un fel de a te crede zeu și de a concura autoritatea divină încercând să o substituie. Ăsta este orgoliu din cauza căruia a căzut Lucifer. Trebuie spus că din cauza răului implicat în orgoliu, textele sacre sunt într-un război esențial cu acest viciu. Să nu te crezi mai mult decât trebuie să te crezi, fără să ajungi la dispreț de sine. Și asta este o măsură care trebuie păstrată. Să nu te trufești, în general, iubirea, spune Pavel în pasajul celebru, nu se trufește, nu se îngânfă, și așa mai departe. În sfârșit, când sunt slab, atunci sunt tare cu adevărat, sau, în Evanghelia după Matei, cel ce se va smeri pe sine, se va înălța. Și cel care se va coborî pe sine... Va fi smerit înseamnă va fi de altul smerit. Este un regim al verbului a smeri de o mare frumusețe. Va fi pus la punct. Va fi pus la punct. Locul lui. Nu? Dacă nu te potolești, te smerești. Da, da. Dar nu te vezi. Hubrisul adamic, hubrisul din căderii care s-a la baza căderii, Andrei. Păcatul originar poate fi citit în termenii unui abuz care ține de orgoliu. A fost ispita de a cunoaște exact ceea ce Dumnezeu deține ca depozit de cunoaștere și de a ajunge să identifice practic cu cel care l-a creat. Lucrurile intră în echilibru când hubrisului, excesului, orgoliului primului om de a ajunge să fie Dumnezeu, îi corespunde decizia lui Dumnezeu de a coborî pentru a ajunge să fie om. Întrucât ați greșit... Întruparea ca umilire asumată. Da, întrucât ați greșit,
vrând să vă așezați în postura creatorului vostru, am să repar. Creatorul vostru va repara asta, coborând în postura creaturii. Ceea ce este de o subtilitate și de o anvergură sacrificială supremă. Ne-am întors, dragi prieteni, suntem din nou împreună. Un discurs, un dialog de excepție între Gabriel Preșu și între Andrei Preșu și Gabriel Liceanu despre trufie. Ei bine, de aici începe și construcția noastră în seara aceasta. Mă întreb către dumneavoastră, domnule rector Daniel Mariș, cum ar trebui să se raporteze omul la propriul eu? Și nu adresez la voi întâmplării această întrebare. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Pavel în Romani 12, cu versetul 6. El spunea, după harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Pavel nu spune să ne depreciem valoarea de adevăr și să ne subestimăm. Pavel spune, aveți simțiri cumpătate și puneți-vă în valoare așa sau direct proporțional cu darurile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Atunci, cum facem echilibristica asta între trufie și simțiri cumpătate? Mă gândeam și eu la versetul acesta pe care Pavel îl scrie Romanilor în capitolul 12 și probabil că una din afirmațiile cele mai interesante pe care le-am găsit care susține această idee, o face Nicolae Steinhardt într-un articol interesant. Acum știu, am aflat și eu, spune el. Când un om reușește să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Acum aș întoarce la ceea ce a spus și sigur ceea ce a spus Apostolul Pavel, pentru că prin harul care mi-a fost dat, spune el, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum interpretați? În momentul în care te raportezi la un Dumnezeu care dă daruri, la un Dumnezeu care te-a creat și recunoști că nu-i meritul tău, ce dar, tot el spune în altă parte, ce dar ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel, conștient fiind de tot bagajul lui de cunoștințe, de toată moștenirea lui, pentru că într-o altă discuție în Epistola către Filipeni, la un moment dat el spune, eu am motive să mă laud mai mult decât voi toți, într-o confruntare directă. Dacă ar fi, vreau să vă spun că sunt dintr-una dintre cele mai renumite seminții. Sunt cel mai educat. Dar aleg să nu mă laud cu toate acestea, ci cu Hristos. Cu El care m-a ajutat să-mi înțeleg adevărata mea poziție. Cu alte cuvinte, câte vreme ne uităm unii la ceilalți și ne comparăm unii cu alții, așa cum am auzit și în acest reportaj, în acest documentar de început, totdeauna o să găsim pe cineva care e mai mic decât noi, mai rău decât noi, mai păcătos decât noi și așa mai departe. Dar în momentul în care ne punem în fața standardului lui Dumnezeu și a idealului care este Iisus Hristos, acolo nu mai avem cum să fim ispitiți să gândim că suntem mai mult decât ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat pe fiecare dintre noi cu darurile și cu credința pe care ne-a dat-o. Deci, cu alte cuvinte, o raportare la Dumnezeu prin credință te ajută să-ți echilibrezi această atitudine. Mă gândesc la un pasaj din Vechiul Testament, l-aș corela cumva cu tema discuției din seara aceasta și o să vedeți că probabil că ne va ajuta să înțelegem cum echilibrăm aceste lucruri. În Ieremia, cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 9, spune poporul Israel așa, așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Iată, deci, toate lucrurile cu care în mod normal am fi tentați să ne lăudăm și de obicei nu cred că există oameni care să nu-și dorească, eu știu, ca în familia lor să aibă oameni capabili, la serviciul lor să aibă colegi capabili și așa mai departe. Dar interesant că spune versetul 24, ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște
că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Din contră, îndemnul acesta nu este unul la laudă, că dacă ne uităm la întreg contextul capitolului 9, Dumnezeu mustră pe poporul Israel. Și de fapt, îi invită la smerenie, îi invită la o atitudine de umilință înaintea lui Dumnezeu și de recunoaștere a faptului că Dumnezeu este acela care face dreptate, Dumnezeu este acela care își exprimă mila și cine vrea să se laude, dacă tot vrea să se laude, să se laude că îl cunoaște pe acest Dumnezeu. Ce exemple de excepție ne-ați dat din Sfânta Scriptură, pliate aceste exemple exact pe contextul discuției noastre? Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare să nu se laudă cu tăria lui, înțeleptul să nu se laudă cu înțelepciunea lui, ci cel ce se laudă o poate face, dar să se laude că îl cunoaște pe Dumnezeu. Dacă am întâlnit oameni de genul ăsta în societate, eu cred că altfel ar sta lucrurile și la noi. Știm foarte bine că însuși Apostolul Pavel la un moment dat a spus: departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, Hristos, prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Știți ce este interesant până la urmă? Că, așa cum spunea și dumneavoastră și acum îndrept și către ceilalți invitați, Apostolul Pavel, iertați-mă că mă exprim așa colovial, dar putea să-i bage în buzunarele lui pe toți. Deci din toate punctele de vedere, corintenilor le-a spus: ce voi vă lăudați că sunteți poligloți și că vorbiți în limbi? Păi eu, dacă mă pun, vorbesc, știu mai multe limbi decât voi toți, da? Da, ceea ce mi s-a părut interesant la Apostolul Pavel, pentru că a făcut referire la epistola către Filipeni, capitolul 3, acolo unde el spune: sunt iudeu, sunt dintr-o seminție importantă, în ce privește legea fariseu, am un statut social, fac parte din Sinedriu, deci poate să continue. Dar el vine și spune în felul următor: pe toate acestea le socotesc ca pe un gunoi de dragul lui Hristos. Și aș vrea să fiu găsit în el, nu având o dreptate a mea pe care mi-o dă legea, adică pe care mi-o dau darurile și ceea ce fac eu, ce întreprind eu, ci acea dreptate pe care mi-o dă Domnul Iisus Hristos. E fenomenal Apostolul Pavel. Eu cred că contemporaneitatea nu a reușit să-l înțeleagă pe Apostolul Pavel și eu cred că chiar unii din biserică îl considerau nebun. Adică să ai atâtea daruri și să zici: Doamne, toate sunt gunoaie, de dragul lui Hristos eu le socotesc pe toate ca pe un gunoi. Vă rog. Pe aceeași linie de gândire, în 1 Corinteni, capitolul 15, tot el spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine nu a fost zadarnic. Ba chiar am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Apostolul Pavel își cunoștea propria valoare pentru că Dumnezeu a investit în el. Valoarea noastră reală nu stă în noi înșine. Valoarea noastră intrinsecă este faptul că suntem trupul nostru templu, Duhului Sfânt, suntem locuiți de Dumnezeu, suntem călăuziți de Duhul Sfânt, suntem oameni care am fost răscumpărați. Pentru noi s-a plătit cel mai mare preț. Dacă nu înțelegem valoarea aceasta, noi nu... Cum putem să gândim că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să moară pentru un nimeni sau pentru nimic? Nici de cum. Ci a venit să moară pentru o umanitate căzută în păcat, dar valoroasă în ochii lui Dumnezeu. De aceea și plăti prețul acesta atât de mare. E falsă umilință din punctul meu de vedere ca să spui: nu, nu avem nicio valoare, nu avem nimic. Nu. Omul care spune treaba asta și îl cald puțin pe bătătură, imediat demonstrează că nu e chiar așa de umil cum pare. Și Pavel recunoaște că prin crucea lui Hristos, Hristos nu a făcut altceva decât să ne redea demnitatea de oameni. De aceea el încurajează în epistolele lui: fiți oameni. Și când spune fiți oameni, el vorbește cuvinte mari: ca să fii om, asta înseamnă să ocupezi modelul suprem pe Domnul Iisus Hristos. Mă îndrept către dumneavoastră, Părinte Tiba. Rețin din materialul video pe care l-am urmărit împreună cuvintele domnului Andrei Preșu. Citez. Cuvântul înfumurare sugerează iluzia, fumul, delirul față de propria persoană. Orgolul este într-adevăr un fel de abur care ți se urcă la cap și care te face să nu mai realizezi care sunt într-adevăr dimensiunile și condițiile tale reale. Care ar trebui să fie totuși opinia noastră vis-a-vis de noi și vis-a-vis de ceea ce suntem din perspectiva Scripturii, dincolo de ceea ce am discutat, și anume cazul Apostolului Pavel și un exemplu din Vechiul Testament? Pentru că s-a și făcut un film, dacă nu mă înșel, Dumnezeu pentru o zi. E în natura noastră, e în firea noastră să ne ridicăm deasupra tuturor, să dovedim cât de mari, cât de buni, cât de
de important suntem, cât de necesar suntem pentru societate. Și atunci, care credeți că ar trebui să fie atitudinea corectă pe baza Scripturii a omului în raport cu Dumnezeu? În primul rând, este clar că suntem într-o condiție umană, după căderea în păcate, într-o condiție umană în care omul singur, cu forțele lui proprii, cu lumina lui naturală proprie, chiar și cu efortul lui spiritual, singur nu poate să ajungă foarte departe. Pe urmă, în altă ordine de idei, eu cred că numai experiența pe care Paul a avut-o, nu acea convertire pe care a trăit-o în drumul spre Damas, a făcut să înțeleagă că toată știința lui, toate calitățile lui, sunt nimic în comparație cu cunoașterea lui Hristos. De a fost numai unei experiențe. Pentru că nu este suficient doar să știi că Dumnezeu este bun, că este mare, că este sfânt și că noi suntem creatura lui, ca să realizezi diferența aceasta, este nevoie să-L experimentezi pe Dumnezeu. Și mulți dintre sfinții și misticii, de exemplu, ai bisericii, după ce îl experimentează pe Dumnezeu, realizează ulterior cât de mici sunt în comparație cu, cu sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că ca să găsim acel echilibru, în primul rând trebuie să ne privim cu ochii lui Dumnezeu. Să te privești cu privirea lui Dumnezeu, cu privirea lui Hristos, care te-a creat în mod liber, care ne-a mântuit în mod liber, care ne spune în Vechiul Testament că suntem de preț în ochii Lui și care evită acest exces de acea falsă umilință prin care omul se disprețuiește. Și din nefericire întâlnesc creștini care au așa o atitudine spirituală tristă, crispată, posomorâtă, cu capul în jos. Și nu e corectă. Pavel spune să aveți simțiri cumpătate despre voi. Pentru că când îi privești, nu vezi demnitatea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat să fim, să stăm în picioare în fața Lui. Și, din păcate, cred că și noi, cei care suntem în bisericile noastre, de multe ori, poate nu-i ajutăm pe inuria să redescopere demnitatea aceea de fiu al lui Dumnezeu. Trebuie, în același timp, să ne privim cu ochii lui Dumnezeu, care ne arată că suntem de preț în ochii Lui, dar care ne arată că fără El suntem nimic. El ne ajută să menținem acest echilibru. Nu? Între cele foarte, două aspecte. Foarte interesant. Ați colateral, ați atins un subiect și anume, avem voie să ne bucurăm în Hristos sau noi tot timpul trebuie să ne depreciem pe noi, să fim triști? Nu, și psihologia, există psihologie care... Să fim depresivi tot timpul, poate că eu exagerez acum. Și culmea că ascunde, acest lucru ascunde de fapt o lipsă de stimă de sine, aici este la nivel psihologic, și de fapt ascunde un alt lucru, o lipsă de iubire. Orgoliosul, omul înfumurat, omul care vrea să domine, ce zice? Domnule, nu mă iubești? O să te fac eu să mă iubești. Prin faptul că te domin, te manipulez, mă arăt că sunt mare. Și de fapt, reversul acesta al orgolului este lipsa de iubire. Când omul experimentează și știe că este iubit, nu mai simte nevoia să fie orgolios. Așa este? Dar, pe de altă parte, în momentul în care trăiești bucuria mântuirii, l-ai descoperit pe Hristos, simți că în Hristos ai nădejdea slavei viitoare, tu rămâi cu picioarele pe pământ, te bucuri, te porți ca un om demn, dar în același timp ai tot timpul în minte, în vedere, nu cumva să devii înfumurat, să devii trupaș. Pentru că realizezi că toate darurile pe care le ai de la Dumnezeu, frumusețea creației și lucrurile frumoase din creație sunt de la Dumnezeu, totul este ca un cadou din partea lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult atitudinea Sfântului Pavel, care de fiecare dată spune, totul e de la El. Ce ai tu să nu fii primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai primit? Dar intrinsec, da? Și el spune, nimic de la mine, nimic pentru mine, totul de la El, totul pentru El. Adică tot ce făcea Apostolul Pavel, făcea spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor. Dar vedeți că la Sfântul Paul, când el experimentează această convertire, mulți insistă numai pe aspectul moral, ca și cum Paul înainte era un păgân, un necunoscător de Dumnezeu și dintr-o dată s-a convertit și îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu, Paul îl cunoștea foarte bine pe Dumnezeu din Vechiul Testament, dar această convertire a lui constă în experiența lui Hristos, prin care el realizează că este iubit în mod gratuit, total, de Dumnezeu. Aici s-ar putea să fie păreri împărțite, dacă era sau nu era convertit. Vă rog, apoi mergem la Părintele Mihai Broca. Ca să avem un cadru și mai larg al discuției din seara aceasta, v-aș invita să mergem în Cartea Deuteronom, acolo unde
E un fel de repetare a legii chiar înainte ca poporul să intre în țara făgăduinței. Și la capitolul 8, voi puncta doar câteva versete pentru că e foarte interesant, Dumnezeu le cere să-și aducă aminte de tot drumul pe care Dumnezeu i-a călăuzit timp de 40 de ani. Versetul 10 spune așa, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduierile, legile lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în această pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate, fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apa din stânca cea tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Foarte interesante sfaturile lui Dumnezeu. Există o tendință a omului de a uita mereu atunci când ajunge la anumit nivel de să nu zici că Dumnezeu în tine însuți, în inima ta, tăria mea. Care este opinia noastră, părinte Mihai Burlacu, vis-a-vis de această chestiune? Cred că memoria este un element care îți asigură identitate. Cine are memorie are și identitate și implicit își gândește propriul său plasament existențial. Ne uităm la un exemplu foarte simplu. Popoarele care au istorie au și memorie, au și identitate. Oamenii care își cunosc istoria, își cunosc și identitatea, știu cine sunt. Copiii care își cunosc părinții, bunicii, străbunii, știu cine sunt și știu deja în ce postură se situează atunci când se raportează la ceilalți. Tot așa, probabil, și acest exercițiu la care au fost chemați cei din poporul ales, în exemplul dat de domnul Daniel, și anume de la Deuteronom, capitolul 8, Dumnezeu îi invită ca să aibă memorie, pentru că în virtutea acestei memorii se sădește, se clădește, se solidifică părerea despre sine, adică felul cum trebuie să te concepi pe tine însuți în lumea aceasta, înconjurat de ceilalți asemenea ție, înconjurat de alte popoare, în ce raport trebuie să fii, să te cultivi relaționar cu ceilalți de lângă tine și, în primul rând, felul în care trebuie să fii în raport de sistemul principal, punctul principal de referință al realității, care este Dumnezeu. Deci, între toate aceste chestiuni, această invitație de care a vorbit colegul nostru de platou, se întrevede această invitație de a gândi memoria ca pe un lucru firesc, pentru că în el vine și părerea despre sine și adevărata părere despre sine. Începând de la acest fapt, trebuie să primim sau să lăsăm de la noi, să ne restrângem sau să fim expansivi în ceea ce privesc evenimentele din viața noastră. A te smeri, și cel puțin aici vorbesc din perspectiva lecturilor proprii confesiunii noastre, a te smeri înseamnă nu neapărat a te înjosi pe tine însuți, cât înseamnă a primi înjosirea celorlalți de lângă tine. Pentru că ești smerit nu atunci când tu consideri despre tine într-un mod poate fals, că orice om are o apreciere cât de mică față de el însuși, se percepe pe el însuși, pe când acceptând smerenia celuilalt față de tine, exact cum spunea și domnul Pleșu. Andrei Pleșu în filmarea pe care ați difuzat-o, te lăsa smerit de celălalt înseamnă adevărata smerenie, pentru că ea reprezintă acceptul nostru personal în a fi implicați de voința lui Dumnezeu într-un sistem al realității acesteia. Pe când refuzul smereniei celuilalt înseamnă implicit dorința de a epata din ordinea și firescul proniei pe care o intenționează Dumnezeu de la noi. Deci atunci când nu primesc smerenia celuilalt, nu primesc implicit nici voința lui Dumnezeu de a mă smeri pe mine. Deci refuz
prin acest fapt, această ordine în care Dumnezeu mă pune. Noi suntem reglați oarecum în această ordine a lumii acesteia, într-o formă sau alta, suntem puși la diferite nivele. Și aceste nivele nu sunt fixe, ci sunt mobile. Adică astăzi ești la un nivel, mâine te pune la alt nivel. Ești ca un mesean la o nuntă. Într-una din zile te pune în capul mesei, în altă zi te pune în capătul celălalt al mesei, odată te pune la mijloc, odată te pune mai aproape de mire și mireasă și tot așa. Această succesiune, dacă îmi permiteți, este o figură de stil ca să arăt că zilele și anii omului, timpul din această viață, nu este altceva decât o suită, o succesiune de daruri și restrângeri de daruri ale prezenței mai pregnante, mai proeminente a lui Dumnezeu în viața omului sau o restrângere mai mult a acestei prezențe, tocmai pentru ca omul să conștientizeze asemenea poporului din pustiu, necesitatea apropierii de Dumnezeu ca sistem fundamental de referință. Ăsta este și rolul ascezei în teologia creștină. Noi vorbim de asceză, cel puțin noi din perspectiva bisericii noastre, probabil și romano-catolicismul la fel. Asceza este foarte importantă pentru că are un rol anamnetic. Ne aduce aminte întotdeauna de statutul nostru vis-a-vis de această pronie a lui Dumnezeu, ale cărei expresii se văd impregnate prin suita de evenimente și fenomene din jurul nostru, implicit prin voința celor de lângă noi. Pentru că toate fiind îngăduite de Dumnezeu, nimic nu se întâmplă fără să fie îngăduit de Dumnezeu. Altfel nu s-ar fi întâmplat și Dumnezeu nu generează inutilități, e clar. Deci, în momentul în care acceptăm ordinea din jurul nostru, acceptăm indirect ordinea pe care însuși Dumnezeu o reglează cu noi. Deci știu că afirmațiile au o valoare contextuală și sunt vulnerabile și criticabile. În acest context, aceasta mi se pare că ar fi un comentariu. Într-un fel este ceea ce se spune, de exemplu, un imagine așa mai între un părinte spiritual și un fiu. De multe ori îi spune, părinte, dar cum să fac să trăiesc umilința? Cum să mă umilesc? Și spune, nu e nevoie să te umilești. Sunt situațiile vieții și alții care te pun în situația să fii umilit și să accepți acea umilință cu ochii credinței și în lumina lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu de la noi din biserică. S-a întâmplat cândva odată să vină o doamnă și să citească mai multă literatură din aceasta ascetico-mistică și să-i se pară că smerenia sau, cum să zic eu așa, umilința este o virtute extraordinară încât s-a gândit să facă și dânsa acest exercițiu al umilinței și nu știa cum. Și începea să spună, vai de mine, eu păcătoasa, astăzi n-am măturat pe jos. Vai de mine, eu păcătoasa, astăzi n-am închis ușa. Vai de mine, eu păcătoasa, n-am venit la timp la miruit. Vai de mine, eu păcătoasa. Spune așa o zi, două, trei. După o slujbă, toată lumea venise la miruit la sfârșit, dumnea ei nu venise și părintele o așteptase și zice... Cine a mai rămas de miruit? Doamna Cutare, spune cineva din comunitate. Zice, doamna Cutare și doamna care e păcătoasă, bineînțeles, că de păcătoasă ce este? Și atunci s-a supărat când i-a spus. Deci ca să vedeți că umilința adevărată sau smerenia adevărată este atunci când primești ceea ce ți se dă, nu atunci când faci tu, simulezi exercițiul smereniei într-un mod verbal sau de suprafață, cum spunem. Păi aici vreau să vă rog să mă ajutați pe mine în seara aceasta. Dumneavoastră a zis că umilința adevărată este atunci când altcineva te umilește și ați recurs la exemplu pe care l-a dat domnul Andrei Pleșu. Dar, pe de altă parte, nu există totuși și o umilință individuală, una controlată, una deliberată, una care vine din propunere, din voință, pentru că și Hristos este fenomenal. Apostol Pavel, când vorbește despre kenoza Domnului Hristos din Filipeni capitolul 2, spune că era Dumnezeu, dar s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a umilit, s-a făcut asemenea oamenilor. Deci acolo spune destul de clar că Hristos s-a dezbrăcat, s-a umilit, a fost un proces deliberat. Adică nimeni nu l-a umilit cu forța pe Hristos atunci când se vorbește despre kenoza Domnului Iisus Hristos. Exact. Nu a urmărit o preamărire prin această umilință. Corect. E ca și cum nu mă situez pe ultimul loc ca să fiu după aceea pus pe primul loc. Sau nu mă smeresc doar ca să fiu lăudat. Sau... Este mult mai ușor, de exemplu, este mult mai ușor să alegi tu faptele de umilință, să te umilești, este mai greu să accepti când ești umilit. Dar cred
că Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem foarte bine, pentru că acel exemplu care în Filipeni începe în capitolul 2, versetul 5, spune să aveți în voi gândul acesta lui Hristos, adică gândul umilinței, cu două versete înainte zice așa, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și asta în smerenie. Și apoi vine exemplul. Adică e ceva absolut concret. Da. Ce-ar fi să te verifici și să vezi dacă îți urmărești mai mult interesele tale și când pozezi în smerit și te superi că ceilalți descoperă că e o smerenie falsă. Precum alarma aia de la, spunea cineva, smerenia falsă este ca și lumina de la barierele de trecere peste calea ferată. Știți, nu mai sunt bariere, dar e semnal auditiv, acel semnal acustic și o lumină care tot timpul pâlpâie. Asta e un fel de smerenie falsă. Pavel spune aici, uitați-vă la Hristos, care a pus interesele noastre, ale oamenilor păcătoși, dincolo de orice, deasupra tuturor lucrurilor. Și până la urmă, e un act deliberat. Da, smerenia este ceva ce exersez în antiteză cu trufia și cu aroganța. Tocmai asta îl întrebam pe părintele Mihai Burlacu, dacă sunteți de acord că există totuși și o smerenie controlată, una deliberată, una care pleacă din voința individului. Una care pleacă din mândrie, ca să spunem așa, pentru că vrând să se situeze pe locurile cele din tâi, mai întâi se duc pe locurile cele din urmă. Vreau să fiu mai întâi cel de pe urmă ca depinde, să fiu apreciat cazul, ca fiind cel din tâi. Dar în cazul Domnului Iisus Hristos, pentru că tocmai citim din Scriptura. Nu, pentru că a pus interesul nostru mai presus decât interesul... Și noi n-am putea să-i urmăm exemplu? Sigur că am putea. Deci se poate lucrul ăsta, nu? Trebuie să uităm că pentru noi nu există în două posibilitățile, este clar. Așa este. Trăim în așa fel încât... Da, dar eu vreau să mă asigur că și radioascultătorii și telespectatorii înțeleg foarte bine. Da, este adevărat lucrul ăsta, pentru că, practic, ce este mândria din punct de vedere biblic? Se pui iubirea de sine înaintea iubirii de Dumnezeu. Iar când faci lucrul ăsta, automat încalci cele două porunci fundamentale. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Exact. În momentul ăsta e normal că tu nu te mai gândești ca să fii un om smerit, ce încerci ca să ți impui punctul de vedere și atitudinea personală. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în viața ta, în momentul acela tu îți dai seama de starea ta de trufie. Și atunci lași ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine și să fii curățit, vindecat de mândrie și nu trăiești experiența umilinței nu numai pentru că cineva te trage de picior sau îți dă cineva în cap, ci pentru că pur și simplu tu vrei să urmezi exemplul Domnului Iisus Hristos, care s-a lepădat de sine însuși și a mers. Deci aici este tensiunea pe care o căutăm cu toții, să trăim asemenea Domnului Iisus Hristos. Și pentru că vorbim de trufie, eu cred că ar fi corect să vorbim despre cele două exemple majore, eu aș putea vorbi despre doi protagoniști în seara aceasta, Iisus Hristos și Lucifer. Iisus Hristos era Dumnezeu și s-a smerit, Lucifer nu era Dumnezeu, era creatură și a vrut să fie Dumnezeu, să crească. Și ați văzut că în Filipeni Pavel continuă și spune, după ce s-a smerit și a luat un chip de rost și a făcut asemenea oameni, spune, Dumnezeu l-a înălțat nespus de noi și a dat numele care este mai presus de orice nume, pe când diavolul știm că e aruncat pe pământ. Vă rog, domnule doctor Dino. Cred că problema mândriei trebuie tratată în corolarul relației cu Dumnezeu. Pentru că atunci când urmărim să avem o relație cu Dumnezeu, nu poți să sfârșești prin a fi mândru. Însăși, calitatea, esența relației cu Dumnezeu te așează acolo unde ți este locul. Dacă ar fi să mă gândesc la Apostolul Pavel în Roman, capitolul 9, 21, din același bulgăre de pământ, Dumnezeu, olarul, a avut plăcerea și are dreptul și libertatea să facă fie un vas de cinste, fie un vas uzual, un vas obișnuit. Ca să nu spunem că poate să facă și un vas mai jos decât... De ocară. De ocară, cum spune Cornilescu. Personal, ca să fac o paranteză și revin la ideea relației cu Dumnezeu,
Personal, m-a ajutat foarte mult această parabolă pe care Apostolul Pavel o preia din Ieremia, capitolul 18. Și anume, ani de zile m-am luptat cu gândul acesta, eu, cine sunt eu, ce educație am primit eu, cum de-am ajuns eu într-un anumit mediu. Locuiesc într-un oraș mai mic. Provin născut într-un oraș mare din țara aceasta. Spun doar unde m-am născut și unde am crescut, în Brașov. Și am avut parte de o educație extraordinară, de la părinți, de la biserică, din societatea, din oraș. Și văzând mediul în care am ajuns, m-am luptat ani de zile cu acest gând, ce plan poate să aibă Dumnezeu cu mine aici. Până când am înțeles foarte bine, sau mai bine, parabola olarului. Probabil că trebuie să o înțelegi mereu la fiecare nivel la care ajungi. Am zis, dacă Dumnezeu a vrut să facă din mine un vas obișnuit în locul acesta, este problema lui, nu e problema mea. Eu sunt mulțumit să fiu vas, că sunt de ocară, că sunt de cinste, că sunt vas obișnuit. Eu trebuie să fiu mulțumit. Eu nu am dreptul să-i spun lui Dumnezeu ce faci, de ce m-ai făcut vas de ocară sau vas de... Așa că atunci când alții încep să mă ocărască, așa, mi-aduc aminte că poate că Dumnezeu mi-a hărăzit să trec pe aici. Și un vas de ocară are rolul lui, adică el tot îndeplinește o funcție, chiar dacă este de ocară. Și fără vasele de ocară dintr-o gospodărie, gospodina nu se descurcă. Deci dacă Dumnezeu ne-a hotărât pe unul să ajungem, nu vreau să dau un exemplu de aici, dar să zicem, președinte de țară, ca să nu spun, nu mai ating de domeniul teologic. Ceilalți nu sunt, da? Și acolo stai o vreme. Poți să fii și de ocară acolo. Dar să mă întorc puțin la ideea cealaltă, a relației cu Dumnezeu, pentru că asta mi se pare foarte importantă. Relația pornește de la cunoaștere, nu? Așa este baza. Ea trece apoi prin câteva etape, prin câteva trepte. De la cunoaștere urmează acordul, da? Ești de acord cu ce ai aflat despre Dumnezeu sau nu ești de acord? Odată cu acordul despre ce descoperi, vine și înțelegerea lui Dumnezeu. Aceasta ar fi o primă treaptă. Cunoașterea, acordul, înțelegerea lui Dumnezeu. Și deja mi se pare că am spus foarte mult. Ca să spui că îl înțelegi pe Dumnezeu, e ceva foarte sus, foarte sus. Și Dumnezeu ne îngăduie în viața această experiență ca să-l înțelegem. Îngăduie experiența, adică ne-a dat experiența de a fi părinți ca să-l înțelegem pe Dumnezeu în calitatea lui de tată. Și așa mai departe. Vine o a doua treaptă după aceasta, care este încrederea. Că după ce îl cunoști pe Dumnezeu și începi să-l înțelegi, începi să ai încredere în el ca un copil, nu? Încrederea duce la dependență. Și dependența duce la supunere. Aceasta ar fi a doua treaptă, da? Care se bazează pe prima. Adică pe cunoaștere, acord și înțelegere. Urmează o a treia treaptă după ce ai ajuns la supunere. Treapta se cheamă recunoștință, laudă și închinare. Toate acestea, recunoștință, laudă și închinare, se bazează pe cunoaștere, dar trec și prin cealaltă despre care am vorbit, încredere, dependență și supunere. După ce ajungi să recunoști pe Dumnezeu, să-L lauzi, începi să comunici cu El. Această treaptă a comunicării duce la empatie, duce la împreună simțire. Pentru că nu e o comunicare de idei, este și o comunicare de simțăminte. Dacă nu simțim că trăim ceva din simțămintele pe care le trăiește Dumnezeu, înseamnă că avem doar o cunoaștere teoretică. Nu este și una de esență afectivă, de suflet. Această comunicare, empatie, ne duce apoi la sacrificiu, adică imităm ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Urmează a cincea treaptă, filiație, obediență și slujire. Dacă suntem fiii lui Dumnezeu, cum frumos a spus, și trebuie să ne purtăm ca niște fii ai lui Dumnezeu. Urmează ascultare, că dacă suntem fii, suntem ascultători, nu? Și apoi slujire. Adică dacă intri în aceste etape, așa, a șasea, respect, cinstire și venerație, da? Și a șaptea, iubire, adorație și proslăvire. Deci dacă intri în... Practic e un proces, sunt niște etape. Exact.
Și nu poți să sari peste ele. Nu poți să sari peste ele și ele te conduc în final la proslăvire. Și toate acestea, până la urmă, te scapă de trufie, de păreri bune despre tine, care nu sunt cumpătate, cum spune Apostolul Pavel. Asta a spus frumos problema mai înainte. Ce poate să facă omul pentru a se zmeri? Numai că răspunsul e foarte complex. Trebuie să intre în procesul relației cu Dumnezeu. Nu exerciții din acelea să stai cu genunchii pe coș de nucă sau să te îmbraci ponosit sau să adopți o mină tristă. Nu, ceva simplu, nu scurtături. Ci răspunsul e foarte complex. Este relația cu Dumnezeu în toate aceste fațete. Mulțumesc tare mult! E o idee interesantă în materialul nostru. În Critica rațiunii practice, Immanuel Kant scria, citez: egoismul este sau iubire de sine, constând într-o bunăvoință exagerată față de sine însuși, sau satisfacerea de sine însuși. Cel din tâi se numește amor propriu, cea din urmă îngânfare. Apoi continuă. Foarte interesant. Legea morală distruge îngânfarea. În ce măsură credeți că legea morală, așa și terminat cartea aceasta, legea morală în mine și cerul înstelat deasupra mea, da? În ce măsură credeți că legea morală distruge îngânfarea unui om, a unui individ? După părerea mea, singură legea morală nu poate să distrugă îngânfarea. Corect. Se cade în voluntarism. Kant ajunge și, de fapt, toată gândirea lui și influențat de afară o perioadă, se ajunge în acest pur voluntarism uman, care de la sine nu ajunge să învingă orgolul și îngânfarea. Și spune foarte bine, nu, că de fapt a trăi umilința și a ieși din îngânfare este un proces, este o relație cu Dumnezeu care te conduce pas cu pas, nu, la această atitudine de umilință și la ieșirea din îngânfare. Eu mă amintesc de un dicton, de o vorbă, nu, spirituală, care spune că de fapt mândria dispare din om 15 minute după ce a murit. Atât de înrădăcinat este noi această mândria și orgoliul, pentru că este păcatul primordial, este de fond și care se află în spatele tuturor păcatelor și este cel mai greu. Înseamnă că îl întâlnești cam peste tot. Este pe tot și nu e scutit. În spatele tuturor păcatelor este orgoliul. Uh-huh. Nu? El este la rădăcină. Se și spune, nu, în gândirea Sfinților Părinți, este un păcat capital. Uh-huh. Pentru că din el pleacă alte păcate. De aceea, doar cunoașterea legii morale... Nu, la asta mă refeream. Dar credeți că împărțirea aceasta a decalogului de către Domnul Hristos în Evanghelie, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, nu credeți că ne ajută într-un fel sau nu estompează, nu dezrădăcinează îngânfarea? Toată istoria lui Israel, de fapt, ce arată istoria lui Israel? Că omul singur este incapabil să îndeplinească alianța. Corect. Și atunci, în Hristos, Dumnezeu ne spune, dacă îl primim pe Dumnezeu, îl primim pe Hristos, atunci putem îndeplini această alianță de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, dacă îl primim pe Hristos în viața noastră. Mai cu harul său, nu, cu puterea sa, putem să experimentăm această iubire. Dacă ne gândim la legea morală în acești termeni, sigur, raportare la Hristos, la acea lege a dragostei pe care Hristos o enunță, și pe care am putea să o repetăm în seara asta în acele cuvinte extraordinare: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Cu alte cuvinte, da, mândria este o provocare, așa cum spunea părintele, pentru că un comentator spunea că ea suferă mutații. E greu să o depistezi. Cum ai depistat-o, imediat se transformă în altceva. De pildă, cineva care spune: recunosc că m-am lăudat puțin, dar nu e așa că-s destul de bun că am recunoscut lucrul ăsta? Mă mândresc cu smerenia. Exact. Știți la ce mă gândeam? În Roman 13, Pavel spunea: nimănui să nu datorați absolut nimic decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că cine iubește a împlinit legea. Eu mă gândeam și la esența legii, că esența legii definitivă înseamnă dragoste. Și dacă îl iubești pe semenul tău și îl iubești pe Dumnezeu, ai împlinit legea. Deci vorbim de dragoste, că totul se rezumă la dragoste. Și dacă ești un om drăgăstos, da? Permiteți-mi să mai exprim așa, atunci n-ai cum să mai fii înfumurat când porți o discuție cu interlocutorul tău sau când privești la aproapele tău. Ba din contră, gândurile tale vor fi gândurile lui Hristos și în smerenie vei primi pe altul mai presus de tine însuți. Eu la asta mă gândeam atunci când am făcut apel la Kant. Sunt două aspecte acolo. Nu e aceeași dragoste. Spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta. Acolo vorbește să iubești pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu.
Deci o cunoaștere, așa cum a spus domnul doctor puțin mai devreme, în așa fel încât tu te îndrăgostești de el. Nu este o stare de cunoaștere intelectuală și nici măcar emoțională. Este acea trecere în transcendent pe care o realizezi prin spirit. Iar cealaltă fațetă a iubirii de aproape spune să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul când tu te lipi de Dumnezeu cu toată ființa ta, dispare orice urmă de orgoliu. Pentru că ce suntem noi în prezența infinitului? În același timp se manifestă iubirea noastră în aproapele nostru prin faptul că iubim cum ne iubim pe noi înșine. Ceea ce falsa modestie de fapt nu este altceva decât o înșelare, auto-înșelare, în momentul în care te raportezi la semenul tău, în momentul acela, din nou, nu ai în tine aroganță, pentru că nu te uiți în oglindă și spui, mă iubesc, numai dacă ești narcis, nu? Dacă ești narcis, da, faci treaba asta și până la urmă mori, că n-ai reușit ca să treci cu tine însuți. Suntem, mai avem 50 de minute din emisiune și suntem doar la introducere. Probabil că ar trebui să mai luăm încă două ore suplimentar ca să terminăm emisiunea. Primul carton grafic, îi rog pe colegii de la regie. Haideți, pentru telespectatori, și tocmai de aceea am intenționat ca acest carton grafic să fie pe ecranele telespectatorilor, astfel încât să urmărească care este definiția dicționarului explicativ al limbii române a termenului trufie. Atitudine disprețuitoare și arogantă, plină de mândrie și de înfumurare. Semeție, mândrie, îngânfare, aroganță. Îngânfare. Atitudine de încredere exagerată în propriile tale însușiri. Trufie, orgoliu, fală, infatuare, mândrie. Spunea Andrei Pleșu din materialul pe care noi l-am urmărit împreună. Mândria este forma supremă a orgoliului, care este un fel de a te crede pe tine însuți Dumnezeu și de a concura cu autoritatea divină încercând să o substitui. Acesta este orgoliul din cauza căruia a căzut Lucifer. Deci vorbeam la începutul acestei emisiuni despre implicațiile trufiei. Te duce până acolo încât îl cobori pe Dumnezeu și te așezi tu în locul lui. În felul acesta, Lucifer, din acel luceafăr de lumină, fiul strălucitor și așa mai departe, a ajuns să fie cel mai urât de toate neamurile. Până unde poate să conducă păcatul trufiei. Mergem mai departe cu carton grafic numărul 2. Avem și câteva pasaje tot pentru telespectatori. Ezechiel 28 și Isaia capitolul 14. Primul pasaj din Ezechiel, capitolul 28. Ajunsese și la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Erai un heruvim ocrotitor. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua în care ai fost creat până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Și frumusețea poate să fie până la un moment dat o încercare, nu? O provocare. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Te arunc la pământ. Acesta este pasajul din Ezechiel 28, versetele 12 la 17. Apoi avem Isaia 14, 12 la 15. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților. Pe scurt, cum ați interpretat dumneavoastră, cum ați explica unui copil care ia atunci sau acum contact cu Sfânta Scriptură, cum i-ați explica unui copil că o ființă creată de Dumnezeu în mod perfect, frumos, fără termen de comparație, totuși ajunge să se moșească păcatul în interiorul lui doar din dorința de a fi în locul lui Dumnezeu, doar din cauza trufiei? Cum ați explica? Poate să fie explicat păcatul acesta sau dacă îmi spuneți, doamne, e o taină, bun, ne oprim aici. Este interesant că în acest context și cu siguranță pentru înțelegerea lui e un cântec de jale pe care autorul îl face împotriva împăratului Tirului, dar la un moment dat cu siguranță
că anumite aspecte nu se pot aplica doar unui singur om, ci ne trimit cu gândul la Lucifer. Dacă vrei să vorbești eufemistic despre cineva că este de mândria ieșită din comun și nu o prea vezi deseori între oameni, îi spui că e Lucifer. În versetul 2, cuvântul din Ezechiel în 28 spune așa: așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât un nop și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Te joci de Dumnezeu. Cineva spunea că acest heruvim strălucitor, imaginați-vă-l, zicea comentatorul respectiv, ca pe cel care era dirijorul, coordonatorul întregii închinări ce îi se aducea lui Dumnezeu, de oastea îngerilor, de întregul univers. El era cel care coordona totul, până într-o zi în care și-a zis, ce-ar fi să opresc pentru mine și să văd cum e. Credeți că frumusețea, până la urmă, că așa spune, erai fără prihană în căile tale din ziua în care ai făcut, a fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine, e clar. Acum pătrundem într-o taină, nu se poate. Sunt lucruri care nu pot fi explicate și cuprinse de mintea noastră. Dar vă întreb pe dumneavoastră, frumusețea lui l-a dus până acolo? Că spune aici putem vorbi de mândrie ca vanitate. Atunci când aștepți lauda, aprecierile, admirația celorlalți, a fost momentul în care ceea ce îi se cuvenea lui Dumnezeu, lauda, admirația, aprecierile, a încercat să și le însușească pentru sine. Și eu cred că asta ne pune în situația vulnerabilă, o să discutăm poate mai mult, mândria ca vanitate atunci când așteptăm și ne uităm, dacă vreți, într-o oglindă socială. Ce spun ceilalți despre cum arăt? Ce spun ceilalți despre ce am și așa mai departe. Cred că C.S. Lewis spunea la un moment dat, oamenii nu sunt mândri pentru că sunt frumoși, pentru că sunt bogați, pentru că sunt deștepți. Ei sunt mândri pentru că sunt mai frumoși, mai bogați, mai deștepți. Mândria în esența ei este competitivă. De aceea e păcatul luciferic. Și din cauza asta, diavolul a ajuns diavol, pentru că spunea același comentator, te uiți și bețivii se adună la oaltă, tâlharii sunt în grup și încearcă să pună ceva la cale. Numai mândria e dezbină, numai mândria este ceva individualizat. Cineva care vrea să țină pentru el. Am acum două întrebări, e pentru părinții Burlacu și părintele Tiba. Ați vrut să interveniți? Da, vreau să spun că la prima întrebare, cum se explică unui copil? În primul rând este clar că face parte din revelație. Deci, prin revelație cunoaștem că a existat un păcat, nu, la origine, înaintea păcatului primului om, și această revelație este treptată, nu? Ea ajunge la plinătatea în Hristos, umilința lui Hristos pe cruce ne revelează, nu, păcatul orgolului lui Lucifer. Este și o parte de mister, într-adevăr, este revelat. Și ceea ce este important este să știm că îngerii au fost și supuși la o probă, adică au fost creați de Dumnezeu în mod liber, sunt spirite pure, și ei au trebuit să-și facă proba fidelității lor față de Dumnezeu, pentru că nu toți îngerii au căzut. Doar Lucifer și îngerii care l-au urmat pe el. O treime. Și deci aspectul de fund al păcatului lui Lucifer este acela de a lua locul lui Dumnezeu. Deci, într-un fel, dumneavoastră susțineți că și îngerii aveau un fel de pomul vieții, sau un fel de urnă. Da, cum a fost în grădina Edenului. Pomul cunoștinței binelui și răului. Ideea de bază este că și ei... Pomul vieții, iertați-mă, pomul cunoștinței binelui și răului. Și ei au trebuit să aleagă între bine și rău. Ideea de bază este aceea, nu, că și ei au fost supuși unei probe, unei încercări, nu? Și acolo s-a făcut alegerea, aceea care a rămas fidel Iuda spune Dumnezeu? Că unii nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, dar totuși două treime au rămas de pentru că vedem Dumnezeu. Că șarpele care vine și ispitește pe Adam și Eva, când ispitește, vedem și acolo fondul ispitei este de aceea Dumnezeu v-a spus să nu mâncați, ca nu cumva să fiți ca Dumnezeu. Vedeți? Adică ce și-a dorit el a livrat pe același sistem veninul acesta este. Da. O succesiune de cartoane grafice și sunt două întrebări pentru dumneavoastră, părinte Burlacu și părinte Tiba.
o succesiune de cartone grafice, îi rog pe colegii de la regie. Din informațiile pe care vi le-am prezentat, am putut observa ceva foarte interesant, și anume faptul că cele două manifestări ale sinului pe care le discutăm în această seară au ca și cauză principală mândria. Sunt trei forme de deviere de la calea cea dreaptă. Dorința de îmbogățire, îngânfarea, care este căutarea prestigiului bazat pe subestimarea continuă și constantă a celorlalți considerați ca fiind nulități, și orgoliul, adică poziționarea pe un plan superior, având sentimentul de a nu fi asemenea muritorilor de rând. De aceea, trebuie să devenim conștienți de faptul că izvorul și forța vieții nu se află în bogății, într-o fie sau orgoliu, a declarat Papa Francisc, citat de Radio Vatican. Carton grafic numărul 4, Sfântul Ioan Casian spunea, citez: patima mândriei întunecă întregul suflet și îl prăbușește în cea mai adâncă prăpastie. Păcatul mândriei, când pune stăpânire pe bietul suflet, ca un tiran prea cumplit care a cucerit o cetate mare și înaltă, îl dărâmă în întregime și îl surpă până la temelii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Crisostom, spunea: nimic nu poate sfâșia trupul bisericii atât de mult ca mândria. O întrebare pentru Părintele Mihai Burlacu. Biserica Ortodoxă Română consideră mândria ca fiind, citez, primul din cele șapte păcate capitale, alături de iubirea de argint, desfrânare, pismă, lăcomie, mânie, lene, fiind socotită de către tradiția bisericii drept rădăcinile tuturor celorlalte păcate. Citesc de asemenea din cuvântul ortodox: mândria este o boală sufletească de temut, care se vindecă foarte greu. Nu este păcat mai urât înaintea lui Dumnezeu decât mândria. Sfinții părinți o numesc sămânța satanei. Cum comentați aceste informații? De ce credeți că mândria se vindecă foarte, foarte greu și ar fi sămânța satanei? Răspunsul pe care l-aș da se leagă de niște afirmații anterioare pe care le-au făcut interlocutorii noștri, și anume că mândria se instalează dintr-un oarecare deficit al exercițiului libertății. Orice ființă creată care poartă în ea libertatea, poartă în ea și conștiința de sine. Ce înseamnă conștiința de sine? Înseamnă că se percepe pe ea însăși că există. Și în cazul acesta se situează doar oamenii și îngerii, pentru că ei se percep pe ei înșiși ca existând. Deci implicit ei au acest exercițiu al libertății, pentru că am ajuns la concluzia că și îngerii au avut o probă a lor după ce au fost creați de Dumnezeu, și în urma căreia o treime a căzut și două treimi au rămas în continuare în relație de comuniune cu Dumnezeu. Acest exercițiu al libertății se face în raport de ceva existent, de ceva perceput. Primul lucru pe care îl percepi este să-l percepi pe cel de lângă tine, nu pe tine însuți. În momentul în care atenția ta și sistemul de referință al valorilor tale te are pe tine însuți în centru, atunci înseamnă că te percepi doar pe tine și în funcție de tine percepi realitatea. Dacă sistemul tău de referință are pe celălalt de lângă tine poziționat în vizor, atunci vei percepe realitatea în funcție de celălalt, nu în funcție de tine. Și aici este o mare taină, pentru că noi oamenii venim pe lume pruncii, percepând mai întâi mama decât pe ei înșiși. Deci pentru ei sursa existenței este mama, atâta vreme cât sunt în pântecele maicilor, și după ce se nasc, primele instincte ale copilului se nasc în raport de prezența mamei, de faptul că ea îi oferă afecțiune, hrană, atingere, primele forme de cunoaștere ale omului, primele achiziții se fac în funcție de această prezență binefăcătoare a mamei. Deci iată că Dumnezeu a lăsat ca modul nostru de referință al realității și de percepție al realității să se realizeze în funcție de un sistem de din afara noastră, adică de cel de lângă noi, nu de noi înșine. Nu ne-a lăsat să venim pe lume într-un mod autonom, percepându-ne pe noi înșine ca fiind autosuficienți și autocrați și autoguvernanți. Nu. Pentru că această formă
reprezintă oarecum un preambul al acceptării lui Dumnezeu ca sistem de referință al întregii realități. Așa cum o percep pe mama ca fiind principalul sistem de referință al realității, așa voi percepe și pe aproapele atunci când ating o anumită vârstă socială, așa îl voi percepe și pe Dumnezeu când ating o anumită vârstă duhovnicească sau spirituală. Și de aici ia naștere păcat, aici ia naștere păcatul mândriei, pentru că ați lansat această întrebare mai devreme și am vrut să punctez aceste lucruri, pentru că acest păcat și în cazul îngerilor a apărut în momentul în care a apărut creația. Nu în momentul în care s-au privit pe ei înșiși, ci momentul în care a apărut creația. Spune la un moment dat David, împăratul David în Psalmi, când s-a făcut cerul și pământul și toată podoaba lor, lăudat m-au cu glas mare toți îngerii mei. Deci credința bisericii este aceea că căderea aceasta a lui Lucifer și a îngerilor lui a avut loc după ce a fost făcută lumea văzută și văzând măreția lumii văzute, văzând cununa acestei lumi văzute, care este omul, care este cununa întregii creații, atunci a gândit că trebuie să fie și el la rândul lui cineva suficient de mare ca să poată să facă aceleași lucruri, aceeași măreție, aceeași podoabă. Și apoi, raportându-se la el însuși ca principiu, s-a lăsat autosedus și în momentul acela a și căzut în mândrie. De aceea, povara aceasta libertății este una foarte dificilă de purtat, pentru că ea implică raportarea într-un plan de echilibru, ținerea într-un plan de echilibru atât a aprecierii de tine însuți, cât și a aprecierii celuilalt, a prezenței tale ca formă dependentă de celălalt, așa cum un prunc se simte dependent de mama lui și este smerit. Și dacă nu vom fi ca acești prunci, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, din acest motiv, trebuie să ne gândim că și în viața aceasta, spirituala noastră, trebuie să ne raportăm în primul rând la celălalt de lângă noi cu prioritate și să-l vedem ca pe un sistem de referință. Și apropo de aceste cartoane grafice pe care le-ați arătat și le-ați pus în discuție, rădăcina și de întrebarea pe care ați găsit-o, ați lansat-o în urma lecturii din Cuvântul Ortodox, mândria este cauza tuturor păcatelor, pentru că de la această înclinație la unii oameni, la unele ființe, la îngeri deja ei s-au stabilizat în acest tip de atitudine, îngerii căzuți și îngerii buni s-au stabilizat în celălalt tip de atitudine, în a nu se accepta pe ei înșiși ca formă de autonomie, de autocrație, de autoreferință, cel acceptat pe Dumnezeu ca referință. Există oameni care au atitudine autonomă, deci care exclud și aproapele, și pe Dumnezeu, și ei înșiși sunt o existență de sine închisă în ei. Și sunt și cealaltă categorie de oameni care sunt teonomi, adică care își sprijină valorile pe celălalt, pe aproapele, pe Dumnezeu în primul rând și apoi pe aproapele. Și tot că am discutat despre acest aspect al iubirii de Dumnezeu și al iubirii aproapelui, cum că ar fi concurențiale. Nu sunt concurențiale deloc, pentru că iubirea lui Dumnezeu, cum spunea și domnul profesor, este supralicitară, nu este o iubire până la un anumit punct. Când spune din tot sufletul tău, din toată inima ta, înseamnă că împinge limitele ei dincolo de latura naturală obișnuită. Adică este una supralicitară. Așadar, dragostea de Dumnezeu este una care nu trebuie să obosească vreodată sau să-și impună o limită. Și chiar dacă a atins o limită, să nu spună că a făcut ceva pentru că a atins limita respectivă. Așadar, și acest păcat al mândriei este un păcat situabil la rădăcina tuturor relelor, ca tendință născută a omului de a se vedea pe sine ca normă a realității în funcție de care valorizează realitatea. Și în a nu-l vedea pe celălalt ca norma realității sau, în primul rând, pe Dumnezeu ca norma realității. Ce mi se pare interesant este că biserica pe care noastră o reprezentați în seara aceasta numește păcatul acesta un păcat capital și de o gravitate enorm de mare și este trecut în rândul păcatelor capitale. Dar eu nu știu câți oameni stau și să se gândească în mod sincer că totuși a fi trufaș, a fi mândru, e un păcat care duce la moarte și care pur și simplu decimează ființa umană. Moartea... Că noastră ați trecut aici și foarte bine ați făcut lucrul ăsta, ați trecut aici, e trecut păcatul acesta cu desfrânarea, cu iubirea de bani, cu lăcomie, cu mânie și cu lene. Dacă și lenea, păi discutăm totuși de un popor unde, știți cum e, eu mă fac că te plătesc, tu te faci că îmi muncești.
Adică și lenea îi văd că e trecută la păcate capitale. Pavel spunea, cine nu mănâncă, nici să nu... Nu, să nu... cine nu cine muncește, nici să nu mănânce. Să nu mănânce, da? Dar nu discutăm acum despre lene. Dar interesant, sunt plăcut surprins că și lenea a trecut-o la păcate capitale. Mă îndrept acum către părintele Tiba. Am lecturat ceea ce a spus Papa Francisc și vreau acum să comentați... Se condamnă mândria, îngânfarea și sunt identificate trei chestiuni în primul rând. Dorința de îmbogățire, îngânfarea și orgoliul. Ce treabă au cele trei? Dorința de îmbogățire, îngânfarea și orgoliul. Parcă sunt într-o interacțiune și interdependență, așa cum a gândit-o Papa Francisc. Da, Papa Francis spunea despre faptul că izvorul vieții și al fericirii este frânat, nu, de aceste trei, lucruri. Și mi-a plăcut foarte mult analiza un pic fenomenologică a părintelui, un pic prin care... Un pic filosofică. Da, un pic filosofică, prin care arăta foarte bine cum de fapt... a te raporta doar la tine și a te privi doar pe tine este sursă de moarte, pentru că reduci totul la tine și atunci nu te duci decât la moarte, în timp ce realitatea, când o privești privindu-o mai întâi pe celălalt, deja este o deschidere spre viață, este atitudinea lui Dumnezeu. Și de aceea și Papa Francisc și o spune într-un limbaj foarte, foarte puternic și foarte simplu, deseori în predicile sale, Papa insistă despre faptul că societatea de astăzi, dacă vrea să experimenteze viața cu adevărat, va trebui să se opună acestor trei mari tendințe, nu, care decimează societatea modernă de astăzi. Nu? Dorința de îmbogățire, doar banul, totul este gândit în funcție de bani și de avere, puterea de a domina, nu? Și care are în spate, de fapt, îngânfarea. Toate trei se leagă. Și toate acestea se răcesc izvorul vieții, izvorul de viață. Ori, cum a spus și părintele, nu poți să trăiești viața și să fii deschis către viață când te raportezi doar la tine, când ești închis doar în tine. Și aici este un filozof, Levinas, nu? Emmanuel Levinas, care are niște pasaje sublime, nu, în care vorbesc despre chipul celuilalt, nu, celălalt care mă interoghează pe mine, celălalt care mă provoacă pe mine, și este un răspuns, nu, nu, la tendința aceasta egoistă și a îngăfării. Misterul Sfintei Treime. Exact, și vreau să ajung aici, că în Sfânta Treime, Tatăl ce face? Îl privește pe Fiul, nu se privește pe El. Fiul ce face? Îl privește pe Tatăl, nu se privește pe El. Și această privire reciprocă, nicio fisură, da. Nicio fisură. Este o dăruire continuă. Și este sursă de viață. E sursă de fericire. Și Fiul spune, eu mă supun Tatălui. Exact. Eu mă supun Tatălui, Tatăl îl iubește pe mine. Tot ce fac de dragul Tatălui. Sigur că da. Duhul Sfânt spune tot ce fac de dragul Tatălui. Dacă am învățat noi de la prelaționarea sau de la relația celor trei persoane care intră în... De ce? Misterul Sfântei Treimi este sursa celorlalte misterii. Și cine cu adevărat vrea să aprofundeze viața spirituală și teologia, trebuie să plece de la Misterul Sfintei Treimi. Mergem la cel de-al doilea material video și apoi mergem către domnul doctor Dinu. O să rog să comenteze și materialul video și colajul de imagini și apoi la domnul profesor Elisei Rusu. Cel de-al doilea material video, vă rog. Pe aici. Mașini de sute de mii de euro, haine de firmă sau grămezi de bani. Toate au fost... pe rând, obiecte de laudă pentru o parte din conaționalii noștri plecați la muncă în străinătate. Toți s-au filmat și au explicat în cel mai original mod celor de acasă cât de mari și tari sunt ei. Lăudăroșii de pe internet par să se înmulțească precum ciupercile după ploaie, iar trei dintre ei le-au explicat reporterilor Observator motivul laudeilor virtuale. Salut de mârlanilor, de păduchilor! Șantieriștilor care sunteți. Plicoșilor. Da. Voi care numai, sau și nevestele voastre clinărese, da? Deci, voi ați ajuns să vă luați din inime? Tânărul român Neauș, ieșit de ceva vreme în Occident, se adresează conaționalilor care, în opinia lui, sunt săraci și înguști la minte. Voi vă călcați în picioare acolo la metrou, da? Stați câte 40. Uitați aici ce mașină am, cât locomotiva și două vagoane, mă. Toată lumea ne spune că noi suntem actori, că suntem ce bine jucați, așa. Noi nu suntem niște actori, noi pur și simplu ne comportăm cum ne comportăm zi de zi. Noi cam ăștia suntem, practic. La un moment dat, când a ajuns
să ai bani mulți, începi să te plictisești, nu mai ai idei ce să faci. Și care e cea mai bună metodă pentru a dobori plictiseala? Lauda pe internet. Arată-le puțin ca să vadă, deci tehnologia până să ajungă la ei acolo în țară, în România lor. Da? Mai au. Da? Ați văzut? S, Rolls-Royce. Da? Pe aia. Tinerii au și un scop în demersul lor filmat. Vor să schimbe mentalități. Nivelul de gândire al românului care a stat sub Ceaușescu, da? Sub comunism, este greu de schimbat. Trebuie să mai treacă câteva generații să înțeleagă, să gândească cum ar trebui să gândească. Adică ca în afară. Cât primim mai multe învățuri, cu atât avem mai multă energie, exact, să continuăm. Drept este că și astfel de clipuri au făcut deja celebri pe unii români din străinătate. Și nu neapărat în sensul bun. În țară, astfel de personaje sunt parodiate. No comment. Chiar n-avem ce comenta, dragi prieteni. Ne-am întors, suntem din nou împreună. Al doilea colaj de imagini, rog pe colegii de la regie și apoi ne îndreptăm către invitații mei și invitații dumneavoastră. Sunt curios să văd cum se vor descurca, ce vor putea comenta la astfel de imagini. Un studiu recent publicat în The Communication and Marketing Journal, intitulat Rețeaua Facebook între socializare și promovarea imaginii de sine, arată că utilizatorii tineri sunt din ce în ce mai narcisiști și folosesc această rețea de socializare pentru a-și promova imaginea personală. Cu toate acestea, numai 11,9% dintre românii recunosc acest lucru. Psihologii spun că nevoia de socializare este normală, dar avertizează că această obsesie pentru promovarea sinelui, mai ales în cazul tinerilor, poate duce la tulburări de comportament. Astfel, fenomenul selfie, adică obsesia pentru promovarea imaginii personale, care se manifestă prin publicarea a numeroase fotografii, poate duce la narcisism, la depresie și la anxietate. Iar în timp, poate crea o întreagă generație de narcisiști care pot deveni aroganți și vor dezvolta o atitudine de superioritate față de ceilalți. Pe de altă parte, în mediul online va fi mereu cineva cu mai multe calități, iar acest lucru va răni și va afecta imaginea de sine a utilizatorului narcisist. Prin urmare, Facebook va deveni o piedică în calea socializării a relațiilor interumane. Din cauza că se petrec foarte multe ore pe rețelele de socializare, tinerii de azi nu mai știu să construiască relații interumane funcționale din care să primească atenție, iubire și validare. Aceste nevoi și trebuințe, nefiind satisfăcute în viața lor reală, ei și le satisfac în lumea virtuală, este de părere psihologul Iuliana Fulas. Dânsa menționează de asemenea că, citez, fenomenul selfie este o formă de narcisism, un strigă după atenție întemeiat pe singurătate și apare din dorința de a fi iubiți, validați de ceilalți, din dorința de a umple un gol din suflet. Am încheiat citatul. Tinerii pot dezvolta în zilele noastre un adevărat cult pentru imaginea lor, dar acest lucru poate trăda o stimă de sine scăzută și o mare nevoie de atenție și de validare. Această situație, dacă este scăpată de sub control, poate conduce la aroganță, infatuare, îngânfare, trufie, atitudini extrem de novice pentru relațiile interumane. Domnule doctor, mă îndrept către dumneavoastră pentru că, pe lângă pregătirea teologică, cea medicală ar putea într-un fel să ne tâlcuiască și să le așeze pe toate în grai și pentru noi în seara aceasta. Cum comentați materialul video, care nu e foarte mult de comentat acolo, dar mai ales studiul acesta făcut de doamna Iuliana Fulas? Sigur, nu pot să mă cobor la a comenta primul videoclip și aceasta nu înseamnă că sunt un om mândru, ci am și o demnitate. Ați menționat un cuvânt și anume depresie și anxietate, două noțiuni. Ele sunt legate între ele și le-ați așezat cumva în spatele unei locomotive care le trage pe cele două și anume imaginea de sine, lupta pentru o imagine mai bună de sine. Dar s-ar putea ca această luptă pentru o imagine mai bună de sine să fie și ea un vagon la acest tren și alta să fie locomotiva care trage. Mă gândesc că o posibilă locomotivă ar fi educația din copilărie în care părinții n-au știut să evalueze, să promoveze și să aprecieze pe copiii lor la justa lor valoare. Tu nu ești bun de nimic, n-ai să ajungi nimic în viață, ești un nimenea. Am auzit cu toții asemenea expresii de la unii, de la alții.
sper, nu din familiile noastre, și atunci acești copii cresc cu o imagine de sine foarte știrbită. Și normal că se vor lupta să-și îndrepte această imagine de sine. În urma încercărilor disperate de a-și îndrepta imaginea de sine, ori de câte ori realitatea nu se va potrivi cu imaginea lor pe care cred, la care cred că au dreptul, va apărea depresia. Vor fi deziluzionați. Și tot timpul vor fi într-o stare de anxietate, de neliniște, de căutare, de suport care să îi facă să se simtă bine în propria lor piele. Pentru că, la urma urmei, această imagine de sine pe care ei o caută tot timpul este o lume paralelă, sau poate fi o lume paralelă față de lumea reală în care trăiesc. Și ori de câte ori se întâlnesc cu lumea reală, survine depresia. Deci aceste două noțiuni, depresia și anxietatea, pe care le văd în cabinetul meu foarte des, de multe ori au forme mascate, sunt echivalenți de depresie. Cum există echivalenți de durere cardiacă, așa există echivalenți de depresie. Nu trebuie neapărat omul respectiv să aibă o față posomorâtă. Poți să arunci câteva întrebări și să fie destul de sincer să recunoască dacă plânge fără vreun motiv, este una dintre întrebări, dar în general îl vezi pe om că nu zâmbește, nu încearcă să stabilească o legătură plăcută cu interlocutorul său. Cauza este depresia. Depresia produsă de lupta după o imagine de sine, luptă produsă de cineva care le-a nimicit la timpul optim comoară prețioasă pe care părinții ar fi putut să le ofere copiilor lor, care este o justă apreciere a sinelui în raport cu dragostea pe care părinții o au pentru ei. Deci se pleacă de aici, cred. Cred că asta e locomotiva. Ce mi se pare interesant este că în majoritatea lor, tinerii, în momentul în care postează astfel de poze pe Facebook, o fac și pentru a se lăuda, o fac și pentru a dovedi că sunt buni, că sunt frumoși, că sunt... Da? Dar doar 11,9% recunosc că fac lucrul ăsta din aceste motivații. Iar materialul video pe care l-ați văzut, la o scară mult mai ascunsă, să știți că se practică și printre oamenii obișnuiți. Adică noi evident că nu putem coborî la nivelul acelui domn filmat în Rolls-Royce. Bentley. Da, sau Bentley, ce era în fine. O să vreau să spun și eu ceva după domnul profesor Rusu. Dar am văzut totuși oameni care și-au parcat mașina de nu știu câte ori și au dus-o și mai în față și se făceau că nu se încadrează suficient ca să atragă privirile. Și totuși oameni onorabili. Adică nu vreau să fiu cricotaș în seara aceasta. Ceea ce mi s-a părut interesant că studiul acesta relevă faptul că doar 11,9% recunosc că asta este motivația. Totuși este îngrijorător. Vă rog și apoi... După domnul profesor. Vă rog, domnule profesor. S-a vorbit la început despre înfumurare. Oamenii trăiesc în vieți pe lumi paralele. Încearcă să creeze o impresie a ceva ce ei nu sunt. Încearcă în felul acesta, în primul rând, să se convingă pe ei înșiși că sunt altfel decât sunt percepuți de semenilor. Și asta demonstrează cu adevărat, așa cum spune și domnul doctor, o părere de sine foarte proastă. Pentru că mândria te face să cauți, să acumulezi tot, să aduni tot, să ai de toate, dar fiind așa de limitat și de redus, că omul e slab, e neputincios, cât poate să țină din toată măreția asta pe care și-o dorește? O fărâmă. Și atunci, normal, că intră în el anxietatea, cade în depresie, ajunge să fie într-o stare de tulburare și de nesiguranță. În același timp, faptul că se crede cineva îi dă un sentiment fals de invulnerabilitate. Ceea ce, dacă e să fim obiectivi, este o formă incipientă de nebunie.
Și noi nu suntem conștienți de lucrul acesta, dar mândria exacerbată, aroganța, narcisismul nu fac altceva decât să producă niște mutații chiar în mintea noastră și să ne facă să ne credem ceea ce nu suntem. Și asta duce la o problemă în noi înșine, dar și în relația noastră unii cu ceilalți, ca să nu mai spun de relația pe care ar trebui să o avem cu Dumnezeu. Cineva spunea că mândria este o travă care o otrăvește nu numai virtuțile, ci și celelalte vicii. Este atât de păcătoasă încât strică absolut orice. Noi știm că păcatul de obicei intră în viața omului prin lume, prin carnea noastră, prin noi înșine și prin Satan. Mândria este esența păcatului pentru că vine direct din cer rău. Dacă citim un textul din Isaia, capitolul 14, de acolo, în limba română nu se observă foarte bine. Dar dacă îl citim puțin altfel textul, vom vedea că Lucifer se referă numai la sine. Absolut. Pornind de la versetul 13. Eu mă voi sui în cer, eu îmi voi ridica scaunul de domnie, eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul noapte, eu mă voi sui pe vârful norilor, eu voi fi ca cel prea înalt. Eu. Și asta am văzut-o și în cele două imagini, atât în vieții băieți care nu mai știu cum au ajuns să călărească vechitura aia de Bentley și ca și tânăra aceea care se chinuia în toate echipurile să-și găsească o postură care să fie mai atrăgătoare. Eu aș vrea să spun doar atâta, noi suntem susceptibili de un pic de mândrie dacă ne uităm în felul ăsta la ei. Cu siguranță că este imposibil să nu reacționezi oarecum de sus când îi vezi și să nu simți. Cum ar trebui priviți? Cu condescendență? Cu milă? Eu aș pune într-un context în care Apostolul Ioan vorbește despre lumea și pofta ei și el spune că lumea și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Și cu un verset înainte spune ce înseamnă asta. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții. Cineva spunea că ăștia sunt idolii moderni pentru care oamenii sunt gata să facă orice. Puterea, plăcerea și prestigiul. În filmulețul pe care l-am văzut, cu siguranță nu mi-am putut reprima imaginea piramidei lui Maslow, care la bază are nevoile fiziologice. Au și pomenit ei ceva de perioada Ceaușescu, când eram mulți pe acolo, în zona aceea de nevoi fiziologice, de hrană, de îmbrăcăminte și așa mai departe. O treaptă mai sus sunt nevoile în domeniul siguranței. Ei au ajuns și au și ce mânca, mai mult probabil decât alții, se compară, au ajuns să-și asigure, pentru, cel puțin pentru o vreme, un trai cu care se pot lăuda. Ajung imediat o treaptă mai sus în acea piramidă, nevoia de a fi iubit și de a iubi. Și eu am impresia că aici e marea lor problemă, că încearcă să câștige, așa cum spuneau și ceilalți colegi de platou, să câștige admirația, să câștige dragostea, nu întâmplător, și în contextul românesc. I-au zis pe tineri că își doresc o mașină extraordinară, că e aspirator de fete sau de... E așa concep relația care trebuie să înceapă cu a impresiona pe cineva. Ăsta e obiectivul pe care un tânăr bărbat îl are în minte, probabil, ce mașină conduce. Dacă are o mașină suficient de valoroasă, îl poate bate pe celălalt în competiție. Problema cea mai mare, știți unde vine? Că nici asta nu e rezolvată, nevoia aceasta de afecțiune și de dragoste, dar în vârful piramidei sunt acele nevoi ale auto-împlinirii. Niciodată. Corect. Niciodată acest sistem de valori, care sunt valori superficiale la urma urmei, așa cum le-am auzit amintite și de părinții din Biserica Ortodoxă sau de Papa Francisc, toate acestea sunt niște valori pe care societatea le pune, dacă vreți, ca oglindă în fața noastră, ispitindu-ne. Și foarte interesant că am citit, înainte de a veni la această emisiune, o statistică care spune că femeile mărturisesc cel mai des păcatul ăsta al mândriei. Nu știu dacă e adevărat, poate că ați putea să-mi confirmați lucrul acesta, pentru că ele sunt în mod constant, spunea studiul respectiv, supuse celor mai superficiale standarde de valoare. Cu alte cuvinte, reclamele
ne comunică sau comunică fetelor și femeilor că sunt valoroase dacă arată într-un anumit fel. Și atunci intervine problema aceasta a comparației. Te întreb dacă nu arăți așa cum îți arată reclama respectivă și atunci ajungi la disperare. Dacă faci tot posibilul să ajungi ca în reclama respectivă, ajungi la vanitate, ajungi la, la mândria aceea care mereu se pune deasupra celorlalți. Și eu cred că e o mare provocare din acest punct de vedere, pentru că foarte mulți, așa cum am auzit spunându-se, n-au acceptat conceptul ăsta, n-au crescut cu conceptul ăsta că mândria poate fi un păcat. Da, noi condamnăm crima, noi condamnăm adulterul, noi condamnăm păcate care sunt izbitoare, dar nici măcar nu ne dăm seama că la rădăcina tuturor stă păcatul mândriei. Rețin din materialul acela publicat de Biserica Ortodoxă că este un păcat foarte, foarte greu de vindecat. Și așa este. Avem totuși un caz în Sfânta Scriptură, numele lui este Nebucadonosor al II-lea, capitolul 4 din Daniel, unde într-una din zile se plimba pe acoperișul palatului lui și întreabă, după ce Daniel i-a tâlcuit visul pe care l-a visat în capitolul 2. Și a spus, împărate, împărăția ta ține o vreme, că Dumnezeu, în același capitol, capitolul 2, spune, Dumnezeu ia împărăția oamenilor și dă cui vrea. Atât e perioada ta. Capul de aur ești tu, după tine vine altcineva. Și este, cum să vină după mine altcineva? Nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu, pe care l-am zidit eu, pe care nu știu ce? Și atunci o voce din cer îi spune, află împărate că astăzi ți se ia împărăția. 7 ani de zile a fost trimis în regnul animal, a mâncat iarbă ca boul, ca boii, i-au crescut unghiile, a fost plouat de ploaia cerului, a fost udat cu roua pământului și după 7 ani spune... Mi-au venit mințile la loc și spune, acum eu slăvesc și laud pe Dumnezeul cerului. Adică l-a smerit, ceea ce spunea, cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înalțat. Și cu toate astea, Nebucadnezar Solea recunoaște într-un fel, am fost mândru, le-am trecut pe toate în contul meu și, da, totuși e un Dumnezeu deasupra. Adică e foarte greu de vindecat, dar dacă te rogi lui Dumnezeu să te vindece, evident că Nebucadnezar al doilea nu l-a rugat pe Dumnezeu, dar dacă îl rogi pe Dumnezeu să te vindece de mândrie, ai toate șansele potrivit Scripturii să scapi. Este foarte greu să scapi de mândrie. Și atunci când ai scăpat de ea, ești mândru că ai scăpat de mândrie. Și această mândrie o vedem și la nivel de societate, la nivel de societățile noastre moderne, se exprimă prin faptul că omul vrea să ia locul lui Dumnezeu ce privește originea vieții, nu? Și finalul vieții. Prin toate aceste legi de multe ori, nu? Aceste legi și toate, și chiar și știința de multe ori este folosită și în spate se ascunde această dorință de a lua locul lui Dumnezeu. Omul care își poate dori viața și își poate decide ce vrea să facă cu ea. Așa deci este o mândrie individuală, este și o mândrie și un orgoliu la nivel de societate și de proiect social. Apropo de 7 păcate capitale, doar atât vreau să mai spun că în Proverbe și interesant că ochii trufași sunt pe primul loc. Textul spune prin înțeleptul 6 lucruri urăște Dumnezeu, ba chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sângele învinurat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care alergă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stânește cearta între frați. Mulțumesc! Un colaj de imagini, îi rog pe cartoane grafice, mă scuzați, îi rog pe colegii de la regie, carton grafic numărul 5, câteva versete, eu zic că e bine să le punem pe ecran pentru telespectatori. 1 Corinteni 4:7. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Am mai discutat despre el. Psalmul 12, versetul 2. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie pe cei care zic suntem tari, cu limba noastră, cu buzele noastre, sunt cu noi. Cine ar putea vreodată să stăpânească peste noi? Apoi Psalmul 59, versetul 11. Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze. Să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Proverbe 21, versetul 23. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Observăm că Biblia condamnă clar o asemenea atitudine de îngânfare cu privire la bunurile posedate, dar mai ales cu privire la folosirea unui limbaj injurios și defăimător la adresa altor oameni care nu au același statut financiar. Cum ați comentat pe scurt aceste versete? Vă rog, domnule doctor Dinu.
din nou mândria este înfierată, este legată de violență, de minciună, de lingușire. Și în timp ce citeați aceste versete și auzeam mai devreme pe părintele Tiba, vorbind despre mândria societății, mi-a fugit inima, mintea la, la gândul mândria religiei. Auzim pe unii spunând, noi avem toate poruncile, noi avem tot adevărul, noi avem toate drepturile, toată autoritatea și așa mai departe. Și această mândrie a religiei, a confesiunii religioase, a produs violența despre care ați citit, pentru că este de fapt o mândrie, a produs lingușirea despre care a fost vorba acolo, a produs minciunile, a produs chiar moarte. Pentru că o religie s-a ridicat împotriva altei religii și toate aceste religii care susțin că au adevărul, au și absolutizează la modul acesta, practic îl defăimează pe Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică numai raportat la Hristos putem vorbi despre un adevăr absolut. Restul, noi cu toții, fiecare în credințele noastre pe care le-am cunoscut, le-am adoptat sau poate le-am moștenit, fiecare suntem în căutarea lui Hristos. Și dacă există încă diferențe între concepția mea și concepția fratelui meu, mai știu eu, baptist, evanghelist, ortodox, catolic, dacă mai există diferențe, acestea sunt din cauza faptului că încă eu sunt pe un drum al descoperirii. Eu merg spre Hristos și cred că în Hristos ne putem întâlni cu toții. Și pentru că numai acolo este adevărul absolut. Mulțumesc! Dacă adăuga ceva, dacă îmi permiteți. De fapt, această intoleranță religioasă despre care a vorbit domn doctor nu este altceva decât o reflectare a mândriei colective. Pentru că o mândria colectivă produce naționalismul, șovinismul, rasismul, stări de felul acesta care se manifestă chiar și în formă religioasă. Deci ar trebui să fim atenți și la aspectul acesta, pentru că noi suntem ființe spirituale, dar suntem și ființe sociale. Și atunci avem cumva în bagajul nostru comun un anumit fel, mod de a fi, pe care, dacă nu suntem atenți, îl scoatem în evidență tocmai datorită mândriei. Aș adăuga și eu ceva apropo de versetele care le-am văzut. Parafrazând ceea ce spunea un teolog englez, cei care se cunosc pe ei înșiși nu pot fi mândri. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu sunt umili. Mm-hmm. Da. Carton grafic numărul 2. Aș vrea să vă prezint câteva, carton grafic numărul 6, iertați-mă, să vă prezint câteva idei și apoi mă întreb către părinții Burlacu și Tiba pentru explicații. Doresc să vă prezint câteva metode pe care site-ul Psych Central, într-un articol intitulat Cum să ne creștem stima de sine, ni le propune pentru a crește încrederea în noi și pentru a ne ajuta să ne promovăm imaginea de sine într-o manieră cât se poate de convingătoare. Foarte interesant propunerea acestui site. 1. Nu fi critic cu tine însuți. Nu te concentra pe rezultatele negative sau eșecurile suferite, pentru că astfel ignori succesele și realizările. Învață să te apreciezi pe tine însuți pentru ceea ce ești, cu toate calitățile și defectele tale. 4. Fii mândru de avantajele tale și acceptă-ți senin limitele. 5. Propuneți ca în fiecare zi să îți îmbunătățești imaginea de sine tot mai mult, repetându-ți că ești cel mai bun. Aveam un coleg
la școală, mă opresc puțin, și în fiecare dimineață și deschidea larg brațele, se ducea în fața oglinzii, spunea, sunt cel mai frumos din orașul acesta, e prietenul meu și acum. O făcea la plesneală, dar noi am ajuns să-l credem la un moment dat, că era cel mai frumos din, din orașul acela, că de fapt eram la Cernica. Edi, dacă ne asculți în seara aceasta, să știi că pe jumătate te-am crezut. Mai departe, 6. Fii conștient că lucrarea la stima și la imaginea de sine începe din interior, cu schimbarea gândurilor negative și renunțarea la autocritică. Carton grafic numărul 7, merge mai departe. A 7-a propunere. La fiecare dintre gândurile negative, iertați-mă, ia fiecare dintre gândurile negative despre tine și anulează-l cu calitatea pe care o deții. 8. Ieși din capcana generalizării, evită exagerările cu privire la defectele tale și gândirea catastrofală, precum și folosirea termenilor radicali de tipul niciodată nu fac nimic bine, întotdeauna greșesc, nimeni nu mă place. 9. Într-o discuție scoate în evidență calitățile tale, niciodată defectele. Arată cât ai și cât cunoști, ca cei tineri din Bentley. 10. Fă un inventar al stimei de sine. Pune pe de o parte calitățile și pe de cealaltă parte pune limitele. Nu le numi defecte. 11. Ajută-te de mici trucuri pentru a opri un șir de gânduri autodenigratoare. De exemplu, ia imaginea semnului stop din manualul de circulație și lipește-o undeva la îndemână, unde o poți vedea ușor. De fiecare dată când ești critic cu tine, privește sau amintește-ți acest semn stop al autocriticii. Suntem pe final de emisiune. Ne cam oprim aici. Acestea sunt încurajările pentru cei ce vor să devină buni, să devină tari, să devină mari, să nu se gândească niciodată la defecte, să treacă peste ele, să recurgă la tot felul de trucuri, astfel încât autocritica să dispară. Și în felul acesta, nu știu, să ajungem cu toții cum erau tinerii aceia din Bentley. Să vă spun, mi-ați dat ideea povestind întâmplarea noastră a unui foarte bun prieten de-a meu, prin, la sfârșitul anilor 80, undeva în Timișoara, sigur nu erau, erau într-o carte și ce am găsit ceva despre autosugestie foarte interesant, ar trebui să spun în fiecare seară, și spunea el, mă simt bine din toate punctele de vedere, mă simt bine din toate punctele de vedere, dar ce m-am trezit spunând, sunt un tip bine din toate punctele de vedere. Da, ori, mă simt bine, sunt un tip bine. Da, ori cred că toate astea pot fi rezumate într-un verset din Cartea Psalmilor care spune atât. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și se rezolvă și problema mândriei și a stimei de sine. Cum să facem ce propun specialiștii? Ce propune până la urmă societatea, Părinte? Acele chestiuni pe care le-ați citit probabil sunt niște remedii pentru acel tip de oameni care vor să aibă o ascensiune socială, să aibă o poziție cât mai înaltă și să fie acceptați în comunitate într-un mod suficient încât să fie apreciați, stimați, omologați, suspuși, să se simtă oarecum confortabil sau îmbăiați de acest confort al aprecierii celorlalți. Sigur că aceste chestiuni sunt motivaționale și vin din anumite direcții din ce în ce mai alarmante, inclusiv din direcția muncii, în general, a pieței muncii, pentru că mulți angajatori de multinațională au în tendința lor această chestiune de a implementa angajaților o anumită motivație care frizează cu această stimă de sine, cu cultivarea stimei de sine, tocmai pentru a fi cât mai competitivi pentru acțiunile lor, tocmai pentru a fi cât mai buni pe piață, care piața, până la urmă, este o concurență, nu? Din acest punct de vedere, au ales modalitățile cele mai grele, cele mai urâte și deficitare pentru în ceea ce privește viața spirituală, pentru că aceste chestiuni lezează, aduc un prejudiciu vieții spirituale a omului. Acest om, când este motivat în felul acesta la serviciu, în societate, devine falimentar în plan spiritual. El nu mai știe cine este. Începe să se urmărească pe sine și când vine acasă și când este în particular, să aibă acest reflex deja format și atunci când este în timpul liber. Și de aici aceste chestiuni devine o constantă a vieții lui, din care nu mai poate să iasă, rămâne captiv, rămâne robit de ea. Așadar, toate chestiunile acestea care vin într-o direcție oarecum a maximizării profitului,
a maximizării capitalului uman care intră, să zicem așa, în această amploare, acest Babilon numit lume, societate, care devine din ce în ce mai cosmopolită, din ce în ce mai amestecată, din ce în ce mai competitivă, nu? Prejudiciază viața spirituală și tocmai vine în întâmpinarea acestui păcat capital pe care îl numim mândria, cultivându-l, lăsându-l să iasă la iveală, să înflorească, să stăpânească tot sufletul cu toată întunecimea lui. Din punctul nostru de vedere, acesta este comentariul cel mai pertinent și viziunea cea mai bună pe care putem să avem vis-a-vis de această chestiune. Mulțumesc mult! Cum sau în ce cheie ar trebui să interpretăm contrastul pe care vreau să vi-l prezint acum și noastră, Părinte Tiba? Așa ne învață societatea, așa ne învață specialiștii. Unii chiar își cresc odraslele în felul acesta. De pildă, într-o seară îmi spunea cineva, n-ai voie să spui nu. Cum adică n-am voie să spun nu? Adică un plichindel de 2 anișori venit la mine și spuneam, uite, acolo nu trebuie să pui mâna, aici nu trebuie să te... Nu, n-ai voie să pronunți nu, dar ce să fac? Când iei frumos de acolo, dar nu spui nu. Și adică ți-e și era frică, nici nu știai cum, ce să-i spui acelui plichindel. Făcea cam ce îi trăsnea și ce vroia. Acum, uitați ce spune Scriptura. Se creează contrastul. Carton grafic numărul 8. Îi rog pe colegii de la regie să ne dea și cartonul grafic numărul 8. Psalmul 19:13 și noastră să ne ajutați cum să interpretăm sau în ce cheie se interpretează acest contrast între ce spune societatea și ce spune Scriptura. Psalmul 19, versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană nevinovat de păcate mari. Atenție! 1 Corinteni 13, versetul 4. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Marcu 7:20-23. Din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, mândria, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntrul și spurcă pe om. Și în fine, Iacov 4:6. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă harul celor smeriți. Cine mai ascultă astăzi, Părinte Tiba, de ce spune Scriptura? Cred că primul tabel pe care l-ați prezentat exprimă foarte bine și foarte clar starea societății secularizate și golul spiritual care se află în societate și în această lume foarte comercială, nu cum spunea Părintele, foarte cosmopolită, în care omul nu mai cunoaște pe Dumnezeu și nu mai cunoaște nimic din lucrurile spirituale, nu? Omul este trup, este psihic și este și spirit. Ori am ajuns în ziua de astăzi, de exemplu, foarte mulți oameni merg la psiholog, nu mai merg la preot. Desigur că trebuie omul să ține cont și de partea psihologică a existenței și sunt, într-adevăr, lucruri care îl ajută pe om să se vindece la nivel psihologic. Dar sunt lucruri care nu se pot vindeca decât pentru că au rădăcini spirituale. Și atunci ai nevoie... Și atunci, în toate aceste filme, fiind această ignoranță spirituală, văzând că omul are niște probleme, atunci el se mulțumește să-și rezolve aceste probleme cu soluții pur umane. Care unele dintre ele, acele foarte serioase și bine fundamentate psihologic, îl ajută pe om, nu? Îl ajută să se elibereze de anumite mecanisme care îi dăunează. Altele, într-adevăr, devin un pic exagerate și inutile. Dacă omul nu face referință și la partea spirituală din el, nu va reuși cu adevărat să își depășească aceste handicapuri, nu, pe care omul și le descoperă și prin care firmele, societatea noastră de consum încearcă să le rezolve prin exerciții umane. Mulțumesc! Începând cu dumneavoastră și culminând cu domnul doctor, aș vrea în 30 de secunde concluzia să fiecare 30 de secunde acum dacă depășiți, vă dați seama că suntem în perioada harului. Putem, okay. Dar cam asta este ideea. Cu ce rămânem în seara asta și care este concluzia? Ce trebuie să înțeleagă radioascultătorii și telespectatorii noștri? Primul lucru, aș vrea să atrag atenția că am putea fi înclinat să credem după ce am văzut toate aceste grafice și documentare că mândria e o problemă a celor bogați, puternici, plini de succes și faimoși. Mândria îmbracă multe forme și cred că ne afectează pe toți. De aceea cred că ce spune Domnul Iisus Hristos în pilda vameșului și a fariseului este valabil, o știm, nu citesc decât primul verset. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Știm foarte bine foarte că cei doi se duc să se roage la templu
Fariseul are o listă lungă în rugăciunea lui despre tot ceea ce face el și mulțumește Domnului că nu-i ca vameșul, ca păcătosul acela, care doar atât a putut să spună: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și închei cu un citat din C.S. Lewis care spune așa: mândria este un cancer spiritual, mănâncă posibilitatea de a iubi, de a fi mulțumit și de a exersa bunul simț. Foarte frumos. Părinte Tiba? În același timp, aș vrea să fac și o mică precizare, o mică... În sensul că unii oameni sunt mai înclinați, să spunem ușor, înclinați să fie mai umili, să lase de la... Alții au o tendință mai puternică de mândrie. Deci nu toți suntem la fel. Și atunci este că unii trebuie să lupte mai mult în acest aspect, alții poate luptă mai puțin. Cert este că omul toată viața lui va trebui să lupte, nu? Cu acest fond care se află în spatele tuturor păcatelor, pentru că toate păcatele au în spate mereu mândria. Și cum vă spuneam, toată viața va trebui să ne ancorăm în Hristos pentru a face față, nu, acestei lupte care durează toată viața. Și revin, nu, la acea frază care pentru mine este foarte emblematică: mândria dispare din om 15 minute după ce a murit. Mulțumesc! Da. Părinte Burlacu? Revin la acel text al Mântuitorului Hristos care zice: dacă nu veți fi ca acești prunci, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și gândindu-mă tot pe firul acesta, vedem că trebuie să te situezi întotdeauna într-o relație recesivă față de cineva ca să fii motivat ca să-ți exersezi smerenia. Pentru că dacă nu te simți recesiv în fața cuiva, nu ai nici motivația necesară ca să îți ții la adăpost această virtute a smereniei. De aceea noi în biserică avem ca formă de practică acestui fapt ascultarea. Ascultarea, în primul rând, față de duhovnic, ascultarea față de principiile bisericii, față de ierarhia bisericii, față de principiile bisericii, de morala bisericii, față de Sfânta Scriptură, nu? E cuvântul lui Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie principii față de care ascultăm. Când suntem mici și prunci, ascultăm față de părinții noștri. Când suntem mari, ascultăm față de aceste principii sănătoase lăsate de revelația dumnezeiască prin Scriptura, prin Sfânta Scriptură, prin Sfânta Tradiție, în primul rând pe Mântuitorul Iisus Hristos, care este culmea revelației întrupate și concretizate față de noi. Numai cine n-are credință în Dumnezeu și pe fondul necredinței nu mai poate tolera vreun alt principiu suficient de atrăgător și fascinant față de care să-și manifeste smerenia. Mulțumesc! Domnule profesor Rusu? Mândria este într-adevăr un păcat care își găsește culcușul în viața fiecăruia dintre noi sub diferite forme și sub diferite aspecte. În același timp, remediul pentru mândrie este umilința. Este acea sărăcie în duh despre care vorbește Domnul Iisus Hristos la începutul lucrării sale mesianice. Dacă ajungem să înțelegem că depindem de Domnul și numai El poate să ne transforme și poate să se folosească de noi, cred că vom fi în stare ca să trăim într-o stare de smerenie după voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune nouă: și astăzi, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Mulțumesc. Dacă chiar vrem să facem ceva în viață, dacă chiar dorim să fim oamenii pe care îi dorește Dumnezeu, să stăm lângă Domnul. Foarte interesantă ideea cu predica de pe munte, ferice de cei săraci în duh. Domnule doctor? S-a întâmplat că am ultimul cuvânt. Și ne țineți cât vreți dumneavoastră. Nu. De multe ori, una dintre manifestările mândriei este dorința de a avea ultimul cuvânt. Acum a fost dorința noastră, n-a fost dorința mea, știți? Cred că testul suprem al luptei credințe este Iisus Hristos. Și pentru că s-a menționat aici faptul că îngerii în ceruri, Lucifer, au fost încercați printr-un fel de pom al cunoștinței binelui și răului, printr-un test, aș vrea să spun că acest test a fost tot Iisus Hristos. Pentru că în Apocalips, capitolul 12, ni se spune că în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu diavolul, balaurul și îngerii lui.
Deci, cel care a dat lupta cu balaurul a fost Mihail. Dacă luăm etimologic, Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu sau cel care este ca Dumnezeu. Și unul singur este ca Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă ne uităm în Iuda, versetul 9, el îl numește pe Mihail Arhanghelul Mihail și de aici nu mai trebuie decât un pic de judecată, de logică, să ne dăm seama că, de fapt, Fiul lui Dumnezeu, numit Arhanghel, un fel de căpetenia îngerilor, a avut un aspect foarte asemănător cu îngerii, a fost divinitatea îmbrăcată într-o formă apropiată de îngeri, probabil asemănător cu Lucifer, și de aceea el a fost testul suprem. Credeți voi că acesta care arată ca un înger, ca voi, care e Arhan, este șeful îngerilor, crezi tu, Lucifer, că el este de natură divină? Și el a spus, de ce Hristos și eu, adică de ce Fiul lui Dumnezeu și eu nu? De aici a pornit totul. Deci, testul lor a fost Fiul lui Dumnezeu, testul nostru este Fiul lui Dumnezeu. Pavel spune să luăm mentalitatea care a fost în Iisus Hristos și anume, el n-a socotit ca un lucru de care să ții strâns, a fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit pe sine însuși. El este exemplul suprem de smerenie. Știți, dacă noi căutăm smerenia ca și calitate, cred că suntem pe un drum greșit. Dacă noi îl căutăm pe Hristos, găsim și smerenia. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vă doresc binecuvântarea cerului în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să răsplătească efortul pe care l-a făcut în seara aceasta. Dragi prieteni, cine s-a gândit vreodată că vorbind despre trufie putem înțelege până unde merge gravitatea acestui păcat? Imaginați-vă ce se întâmplă la momentul de față în țara noastră, în București și în marele orașe ale țării. Dacă fiecare s-ar întoarce la Scriptură, eu cred că poporul acesta s-ar schimba și clasa politică s-ar schimba dacă suntem creștini. Și în felul acesta am căutat drepturile altora, să-i ajutăm și pe alții, să-i punem pe alții în lumină, în valoare. Eu cred că poporul român trebuie să se întoarcă la Scripturi și atunci o va duce foarte, foarte bine. Sunt Tiberiu Nica, îți dau întâlnire luni, săptămâna viitoare, la ora 21. La revedere!